numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, drept măritorilor creștini, Domnul Iisus Hristos a coborât pe pământ pentru noi oameni și a lăsat slava cea cerească pentru noi. S-a făcut om ca noi afară de păcat, ca pe noi să ne ducă la Dumnezeu. Și dacă a venit în lume, n-a ocolit niciun sat, nicio cetate, ci a mers pe rând. Dar nu a stat în casă, ci s-a dus. Domnul Iisus a căutat oile cele pierdute. Domnul Iisus a căutat oaia cea rătăcită. N-a stat ca oaia să vină, ci s-a dus după ea. A venit în lume și când a fost în lume și a ales ucenici, care să continue a sa lucrare de vestirea Evangheliei, de chemare a oamenilor la Dumnezeu, de întărire a bisericii sale și a ales ucenici și prin altă și a ales apostoli, 12, i-a chemat pe fiecare aparte să-L urmeze. Și apoi au stat ei la școala Domnului Iisus Hristos ca să învețe cum să se poarte, cum să vorbească, cum să asculte, cum să mângâie, cum să ridice, cum să ierte. Au învățat toate acestea la școala Domnului Iisus Hristos. Și apoi vor fi trimiși în lume ca ceea ce au văzut, au pipăit și au auzit să ducă la toți oamenii și să cheme pe oameni la Dumnezeu. Să-i scoată pe oameni din marea vieții, să-i pescuiască pentru Dumnezeu. Oare ce mreajă să arunce ei în mare? Era mreaja Evangheliei. Aruncau mreaja Evangheliei, mreaja cuvântului și prin cuvânt să-i scoată afară. Să-i scoată afară, să-i aducă la Iisus Hristos. Evanghelia de astăzi ne vorbește despre chemarea primelor apostoli și despre misiunea lor și despre felul cum ei răspund chemării. Și ne spune așa: în vremea aceea, pe când umbla pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut pe doi frați, pe Simon, care după aceea a fost numit Petru, și pe Andrei, fratele acestuia, care aruncau mreaja în mare, că erau pescari, și le-a zis: veniți după mine și voi face pescar de oameni. Iar ei, lăsându-și mrejele, în clipa aceea au mers după dânsul. De acolo, mergând el mai departe, a văzut alți doi frați, pe Iacob al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, cârpindu-și mrejele. Și i-a chemat. Iar ei, îndată lăsând corabia și pe Zevedeu, tatăl lor, au mers după dânsul și a străbătut Iisus toată Galileea, învățând în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia împărăției, tămăduind orice boală și orice neputință în popor. Vedem că Domnul Iisus Hristos cheamă pe primii ucenici. Îi cunoștea, îi știa. El, ca Dumnezeu, știe totul. De El nimic nu i-a ascuns. Și pe drept cuvânt rostea cândva mai de mult prorocul David și zicea, cunoscând Dumnezeu de știe pe toate, zicea: Doamne, Doamne, unde voi să fug de la Tine și de Tine? De mă voi sui la cer, Tu acolo ești, mă cobor la ea, Tu acolo ești.
Dacă mă lua aripile dimineață, voi merge la marginea mării și acolo mâna ta mă va povățui. Unde să mergi? E prezent peste tot și le știe toate. Ce să ascunzi? A vrut cândva să ascundă ceva Adam și Eva, crezând că pot, dar n-au putut. A vrut să ascundă ceva Cain, ceva. Dar cum să ascundă de cel care le știe pe toate? A crezut el, dar credința rea și nepotrivită, că el n-a cunoscut bine pe Dumnezeu. Îi alege pe acești ucenici că îi cunoștea, le știa inima. Și vedem aici ceva. Răspunsul lor n-a fost, Doamne, vine mâine sau poi mâine, ci scrie îndată, în clipa aceea, când i-a chemat, a lăsat totul și s-au dus. N-a contat ce mai rămâne. N-a contat cum rămâne. Conta unde merg, pe cine urmează, ce dobândesc, ce misiune li se pune în față de a fi pescar de oameni. De oameni. Ei la început nu știau oarecum, Doamne, vom face. Poate nu știau, dar nici nu întreabă. Ei s-au lăsat purtați de credință și de dragoste către Iisus și au mers. S-au bazat întru totul pe Domnul lor, știind că nu-i lasă. Nu-i lasă. Se vor lovi cândva în viață și de greutăți ei. Dar le-a spus Domnul Iisus, veți fi poate închiși, duși în fața împăraților, adegătorilor, să nu vă gândiți de mai înainte de ce veți răspunde, că vi se va da vouă. Îi face să aibă liniște și pace în ei. Vi se va da vouă ce să răspundeți. Nu vor putea sta împotriva voastră nimeni. Nu va putea sta nimeni împotriva voastră. Nici împărații, nici către unul nu vor putea sta. I-a întărit. Le-a dat putere. Să știe că nu sunt singuri. Ce putere mare îți dă când știi că poți face asta. Și lor le-a dat poruncă de a propovădui la toate neamurile. Poruncă și chemare și misiune. Dar să o facă neîncetat. Nu într-o zi fac, într-o zi nu, într-o zi pescuiesc, într-o zi nu pescuiesc oameni. Nu că stau în casă. Pescarul nu stă în casă când pescuiește, ci merge afară. Nu așteaptă să vină peștele la el, ci merge el la pește. Trebuia să meargă el la oameni. Și s-au dus. Vedem ca exemplu pe Pavel. Merge în Listra, Derbe, Iconiu, Antiohia Pisidei, Antiohia Siriei. Merge în Cipru, merge să mai înșirăm. Merge, 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 merge. N-a contat timpul, ci misiunea. Și a avut-o de îndeplinit. Și n-a zis că nu poate. Cândva un călugăr tânăr a zis că îl urmează pe Hristos. Dar el a uitat să învețe bine și smerenia. Îi vedem pe apostoli smeriți. Acesta însă a zis că îi va urma pe ei, dar smerenia n-a văzut-o ca lumea. Și de aceea a zis, mă duc la starețul meu să-i spun. Să-i spun și să mă învețe cum să fac, că vreau să o învăț. Și merge și spune așa, părinte stareț, vin la noi la mănăstire și săraci. Eu le dau din pâinea mea lor să aibă, că văd că n-au. Dar părinte stareț, când le dau, le dau cu mândrie, că parcă cine-s eu. Și nu-mi pică bine, că știu că nu urmez pe apostoli, dar mândria rămâne în mine și când dau și la următorul, iară mă uit de sus la el, parcă.
Cine eu și cine el? Părinte stareț, ce să fac eu? Să mai dau sau să nu mai dau? Să mai semăn sau să nu mai semăn? Să mai dau la mulți sau să nu mai dau la mulți? Ce să fac eu și cum să împlinesc cuvântul? Și spune starețul, dragul meu, ai venit să înveți taina smereniei. Ne-a cerut-o primburând Iisus. Și merge și ia Scriptura la Filipeni 2, de la 6 și mai departe, și citește acolo. Vezi ce scrie aici? Ia citește tu, scrie acolo așa, că Iisus s-a smerit pe sine, chip de rob luând, rădător făcându-se până la moarte și încă moartea pe cruce. Vezi ce a făcut Iisus pentru noi? A lăsat cerul și a coborât jos, s-a smerit pe sine. Și tu să fii smerit, ca Iisus. De la El să înveți. Și părinte stareț, să mai dau? Mai dai. Mai dai. Și poate nu voi recolta pe loc. Nu contează asta. Poate dai cu mândrie, dar poate dai de două ori cu smerenie. Și contează să dai. Dar fă-o. Și de ce? Îi spune starețul. Știi de ce? Hai să spun o întâmplare, spune starețul. Uite, erau la țară două familii, doi gospodari. Și zice, într-o familie gospodarul bărbat, în altă familie bărbatul gospodar, și au zis că vor semăna fiecare în pământul lor. Dar li s-a spus lor din vreme, uite cum va fi timpul probabil în acest an. Va fi secetă. Și a zis unul, da, dacă e secetă, eu nu pot uda pământul meu. N-am aici cu ce uda. Și dacă nu pot uda, semăn degeaba. Și nu o să semăn pământul. N-am aici irigații cu ce să fac. Și lucrez degeaba, cheltuiesc degeaba, nu o fac. Celălalt a zis, celălalt gospodar, a zis că va fi secetă, dar eu voi semăna. Și cât va răsări, atâta voi culege. Cât va răsări? Unul n-a semănat, altul a semănat. A fost secetă. Dar tot a mai răsărit ceva. A răsărit și a dat rod. Nu mult, puțin. Dar toamna a venit foame. Ce crezi tu, întreabă starețul pe călugăr? Cine va răbda de foame? Cel care a semănat sau cel care n-a semănat? Păi ce, de foame va răbda cel care n-a semănat. Că cel care a semănat tot mai are ceva. Și dacă face economie multă, are. Ce vezi, așa să faci și tu. Să semeni. Poate, nu toate răsar, nu toate dau rod. Dar poate din pâinea care o dai multă de rod, că o vei da cu smerenie. Și a zis călugărul, părinte stareț, am învățat taina ascultării și a smereniei și a lucrării. Dacă dau, Dumnezeu face să răsar. Eu doar dau. Și am învățat să fiu smerit, că El e Cel care face să răsară apoi. Eu doar semăn ceva. Dumnezeu face să răsară, eu sunt mic, iar Dumnezeu este mare. Ce mult contează să știm să facem așa. Vedem că apostolii au lăsat totul. N-au zis să avem corabie, să suntem cineva aici în localitatea noastră. N-au zis, Doamne, dar din ce vom trăi noi dacă venim după Tine? Unde ne vom odihni noaptea sau ce vom face? N-au întrebat nimic. Au aruncat toată grija lor spre Dumnezeu, spre Iisus Hristos, al lor învățător. Toată povara lor au zis, o punem pe Tine, Doamne, Tu știi, ne-ai chemat, Tu știi unde dormim, ce mâncăm,
Cum ne protejăm de ploaie sau de frig? Tu știi. Iar Iisus i-a dus. Și nu le-a lipsit niciodată nimic. Nu le-a lipsit. Aveau. Niciodată nu s-a plâns un apostol: Doamne, răbdăm de foame. N-au zis. Răbdăm de sete. N-au zis. Au zis poate: Doamne, lasă mulțimile să meargă să ia mâncare, că uite, s-a înserat. Dar de ei n-au zis niciodată. Căci aveau. Domnul Iisus a îngrijit de ei. Dacă în pustie era o mulțime mare, mare, un popor mare, nu le-a dat Dumnezeu în fiecare zi să aibă mană? Un popor întreg să culeagă mană. Cum ai merge să iei pâine la brutărie în fiecare zi, fără să semeni, fără să ari, fără să culegi, fără să duci la moară, nimic, numai culegi rodul. Dar n-au mâncat cei din pustie și carne de prepeliță 40 de ani, fără să crească vreo prepeliță ei? Așa, așa cum s-a gândit Domnul Iisus Hristos de ucenicii săi, l-a urmat îndată și au mers după dânsul. Aveau inimă de a-L sluji și L-au slujit. Ce mult contează să fie așa. Și mai mult îl iubeau pe învățătorul lor. Îl iubeau și de aceea contează mult. Asta cere Iisus Hristos Domnul de la noi și de la toată lumea. Să avem dragoste, să avem iubire unii față de alții și prin dragoste, slujind, aruncând cuvântul, scoate din marea vieții pe oricine. Să vedem că e așa. Luăm un exemplu și anume, odată, un român de-al nostru, plecat în străinătate, căuta de lucru. Luat un om bogat, îl cheamă la el și zice: uite, îți dau de lucru. Da, uite, îți dau să-mi vopsești tu mie barca mea. Dar nu era barcă mică, că era mare, cu motor. Mi-o dai pe din afară tot. Îți dau vopseaua și tot. Românul era meseriaș în mai multe, priceput în mai multe meserii, cum am zice. Știa și să pună inima. I se dă vopseaua, i se dă cu ce să vopsească și zice: uite aici, la sfârșit îți plătesc. Și îți plătesc bine. Ești omul mulțumit, mi-a ta vei fi mulțumit. Și lucrează la acea barcă, cum i-a zis stăpânul acela, acel om. Dar lucrând la ea și vopsind-o, a văzut că avea o gaură în partea de jos. Și a zis românul, meseriașul: cum s-o las eu asta aici? Că produce pericol, prin ea intră apă. Și dacă mergi pe mare, te poți scufunda. Ea, întrucât sunt priceput, o repar. Și a reparat-o. Fără să mai ceară bani pe asta. A reparat-o, pe urmă a dat peste ea cu vopsea și a terminat-o. Și vine omul care o avea și spune: omule, ai făcut o treabă bună. Uite aici banii toți și îți mulțumesc. Dacă vreau să te mai caut, unde te găsești? Spune-te, mă găsești, uite acolo, în caz că mai ai nevoie. Și nu mi-ar pica nici mie rău să mă mai chemi. Și iată, fiecare a plecat la casa lui, cum am zice. A doua zi, omul cu barca pleacă la servici. Iar copiii au rămas acasă, că era vacanță. La servici fiind, se aduce aminte omul nostru: copiii mei mi-au spus că merg cu barca pe lac. Dar mi-aduc aminte că barca are o gaură. Și am uitat să le spun să nu iasă. Nu erau atunci telefoane mobile să sune. Și am uitat să le spun să nu iasă. Și mi-e frică că-i pierd.
Și a zis așa, a mers unde lucra și a zis, plec acasă. Am o trebuință mare, mare. Și a plecat. Dar când a plecat, barca era departe, abia o vedea pe lac. Și a zis, Doamne, Tu știi ce să faci, să-i păzești, că nu mai pot face nimic. Eu am uitat că barca e găurită și ei s-au dus. Și a stat privind în zare, după că n-avea ce face. Aștepta o minune, după un timp vede doar că apare iarăși barca la orizont. Și a zis, poate scot apa, cumva reușesc, fac ceva, deși știu că nu prea au cu ce să scoată, că n-am lăsat cu ce să scoată. Și iată se apropie de țărm și vin și vesel toți după ce au legat barca, vin la tatăl lor, se îmbrățișează și tatăl plângând, ați ajuns cu bine? Am ajuns cu bine, tată. De ce ești necăjit? Nu de bucuria voastră și de dragoste pentru voi, că vă iubesc copiii mei. La seama că ține la ei, să temă că îi pierde. Dar aleargă repede la corabie, la barca lui, cum am zice. Merge și caută să afle unde gaura. Și o află reparată. Și atunci, parcă s-a scuturat. Cine putea să o repare decât românul ce mi-a vopsit barca? Merge la el și acasă îl găsește și spune, dragul meu, ți-am dat ieri niște bani. Uite aici, îți aduc triplu banii cât ți-a dat mie. Îți mai dau triplu cât ți-am dat eu. Dar ăla zice, dar de ce să-mi dai? Că nu ți-am lucrat. Ba mi-ai făcut ceva de nu știi tu. Uite aici, îi iei și să-i tăi. Păi ce-am făcut eu, zice. Dar zice, n-ai reparat dumneata ieri o gaură la barcă? Zice, am reparat. Dacă m-am priceput, am văzut că e gaură și am știut că pe acolo intră apă. Se pot întâmpla multe. Și dacă am știut să o repar, am reparat-o. Peste am dat iarăși cu vopsea și nici măcar nu se vede. Ce vezi, dumneata? Nu știi ce ai făcut. Copiii mei au mers cu barca pe lac. Ei nu știau că e gaură, dar eu mi-am adus aminte la servici că e gaură acolo. Și de era să-i pierd. Dacă dumneata nu reparai gaura, ei mureau. Mi-ai salvat copiii mei. Uite ce ai făcut dumneata pentru mine. Vezi? De aceea să aduc întreit plată. Că meriți. Nimeni măcar nu mi-ai spus că ai făcut-o. Dar pentru că ai făcut-o, îți dau întreit. Că mi-ai scăpat copiii de la moarte. Să nu zici că nu i-ai, ci să i-ai și eu îți mulțumesc pentru ce mi-ai făcut. Ce mult contează să lucrezi cu dragoste. Ce mult contează un lucru bun făcut. Iisus îi trimite pe apostoli să lucreze cu dragoste, să facă un lucru bun totdeauna. Așa cere Dumnezeu să lucrăm. Iar răsplata de la El va veni, va veni, dar să privim, nu să zicem, oare cum e lucrul ăsta? Sau cum e munca asta? Oricum ar fi tu să o faci, să zici, Doamne, eu nu pot aici, dar fă Tu mai departe. Eu am semănat, Doamne, Tu știi ce se întâmplă mai departe. Eu ce a ținut de mine, Doamne, am împlinit și am făcut. Ce bine este așa! Și mai mult, noi nu le cunoaștem pe toate, dar Dumnezeu le știe. Pavel nu știa de ce a fost cândva într-o închisoare cu Sila, cu ucenicul său. Iată legat, a fost batjocorit și bătut. Păi zice, Doamne, de ce mă lași? Dar n-a zis. Și iată că a doua zi temnicerul devine creștin. Îl câștigă pe el și familia lui. N-a cunoscut totul, dar ce a ținut de el a lucrat. Într-adevăr, noi nu le cunoaștem pe toate, dar ce ține de noi să facem? Și încheiem cu un exemplu.
Cândva stătea de vorbă soarele și luna. Și iată zicea soarele: lună dragă, nu știu dacă tu ți-ai dea seama că toți copacii au frunzele verzi. Ce frumoase sunt frunzele la copaci. Iar luna îi spune: soare dragă, dar privește mai bine, frunzele nu sunt verzi, sunt argintii. No, nu cred. Fiecare ținea la partea lui. Zicea soarele: eu văd pământul și pe pământ văd oamenii cum aleargă, cum lucrează, cum cântă, cum se bucură. Îi văd. Iar luna a zis: soare, dar tu te încurci pe toate. Și eu văd oamenii pe pământ, dar dorm, soare dragă. Tu nu te-ai uitat bine că dorm. Mai mult soarele zice: dragă, dar tu vezi cât zgomot e pe pământ totdeauna. Ce alergare este. Și a zis luna: dragă, dar eu văd atâta liniște acolo. Și nu se înțelegeau nici cum. Soarele vedea ziua, luna vedea noaptea. Fiecare în felul ei. Și atunci vine vântul și le spune: soare și lună, eu bat și ziua și noaptea. Îi văd pe oameni și ziua și noaptea. Să știi că tu, soare, ai dreptate. Când e ziua, oamenii sunt așa cum ai zis tu. Și frunzele sunt verzi, așa se văd. Ai dreptate. Iar tu, lună, ai dreptate. Noaptea oamenii dorm. Să știi că frunzele atunci au ceva argintiu în ele și noaptea e liniște. Aveți dreptate. Fiecare în felul lui. Eu le cunosc însă lumea. Știu că ziua e într-un fel, noaptea e în alt fel. Dar totdeauna depinde în ce moment al zilei vezi pe om sau al timpului. Contează mult. Apostolii sunt trimiși să vadă pe oamenii care sunt în marea vieții afundați, să-i scoată. Pescar de oameni. Merge la toți, la toată făptura și s-au dus. N-au zis: Doamne, dar putem noi pe toți? Iisus i-a trimis. Și ei s-au dus și au împlinit. Și au făcut biserica lui Hristos mare, înfloritoare. Și bucuria au adus la toate sufletele unde ei au vestit și au propovăduit. Și vestirea lor a ajuns și la noi. Să o primim, să facem să lucreze și să știm să fim totdeauna cu Iisus Hristos, rădor de apostolii săi, ca să avem bucurie și pace și pe pământ și în cer. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.